Bună dimineața, prieteni! Florin Pescaru Nebun vă salută! 1 aprilie 2020. Aș fi vrut să vă păcălesc astăzi că este bine, dar în continuare suntem în perioada aia nenorocită cu molima. După cum se vede, suntem mutilați pentru întâlnirea cu alte persoane. Îmi propun să vă umplu timpul, cum v-am promis în filmarea de ieri. Pentru astăzi vă propun să ne facem... pentru perioada care va veni și va veni, să nu disperăm, perioada în care vom putea ieși din nou pe baltă să ne bucurăm de plăcerile acestui hobby pe care îl avem, rezerve pentru forfac de caras. Vă propun asta, să facem rezerve. Ce înseamnă rezerva? Firul pe care îl vom folosi la un moment dat pentru a construi un forfac, adică firul care pleacă de la agrafă până la plumb, da? Vom face această bucată de fir, o vom construi noi și o vom folosi la momentul oportun. Pentru aceasta am să folosesc un fir de la Caperlan. În trecut nu am fost foarte mulțumit și foarte entuziasmat, dar să știți că este un fir bun, un fir fără memorie, deci se poate lucra foarte ușor cu el. Este un 030, 028 scrie pe el, pe care îl vom folosi ca bază. După cum vă aduceți aminte, vom începe, nu știu dacă am mai filmat sau pentru prietenii cu care am mai interacționat live pe Facebook, prima dată vom face partea pe care o folosim la agrafă. Nu vom pune nici vârtej, nici agrafă, vom pune la momentul oportun pentru că nu vom ști la ce fel de montură vom folosi această lucrare a noastră. Eu, not simplu. Deci pur și simplu un not simplu trecut de două ori. Cei care urmăresc acest canal știu că noi încercăm să facem totul cât mai simplu. Urmăresc și prietenii de pe alte canale și alte tutoriale. Să știți că de multe ori sunt lucruri mult mai frumoase realizate, dar noi ne-am propus să fie util. Ce vă rog, nu mă mai ascultați în ceea ce privește vaselina. Dacă vă aduceți aminte, cu udatul direct în gură în perioada de față nu este cazul. Am pus puțină apă într-un căpăcel, nu facem altceva decât nodurile să le umectăm, să le umezim în continuare, tragem și avem primul nod. Pentru a nu lăsa, asta este, așa îl fac eu, dumneavoastră puteți să lăsați simplu cu bucla mare, da? Eu, pentru a face bucla puțin mai mică și a ajuta forfacul de a nu se prinde în vegetație sau a fi prea larg acolo jos în adâncul apei, mai fac pur și simplu un nod. Acesta este capătul forfacului nostru, vom tăia surplusul, vom lăsa cei 2 mm pe care vă aduc aminte, este bine întotdeauna, pentru că acest monofilament la un moment dat are o elasticitate, când îi dispare această elasticitate începe să se strângă și dacă nu îi permitem acești 2 mm să se strângă, avem șansa să se desfacă nod. Următoarea operațiune, la o distanță de vreo 10 cm, începem să facem prima legătură pentru ac. Ce vom face? Vom face nodul în T. După cum vă aduceți aminte, dacă nu facem acum, vom face o buclă simplă, da? Părțile de sus ale buclei le vom răsuci. Eu am să încerc să fac bucla mai micuță pentru a nu mai fi nevoit să bag în gură și să ud legătura pentru a se trage mai mult fir, da? Încercăm să evităm să ascultăm totuși sfaturile doctorilor, chiar dacă suntem foarte bine izolați la noi acasă și în locul în care lucrăm. Mai nou s-a descoperit că mici particule pline cu virus, nu microscopice, submicroscopice, n-aș putea să vă dau dimensiunea lor, pot sta în suspensie în aer până la 4 ore. Și așa că este bine totuși să ascultăm sfatul medicilor. Să revenim. După cum știți, am luat cele două părți ale buclei de sus, o răsucim, prin care vom trece
partea de jos rămasă și vom face în așa fel încât să facem legătura cât mai micuță pentru forfacul nostru. Eu încerc să o reduc la nivelul de 2 cm. Udați-o în continuare pentru că este esențial la acest nod. Vă aduceți aminte, nodul în T. Un nod frumos, un nod elegant, un nod foarte rezistent. Ideea este să folosim în genere un monofilament. Dacă folosim monofilament, nu recomand nodul în T neapărat pentru textilul foarte subțire. Deoarece nu necesită această legătură, se strânge foarte greu. Se poate folosi nodul în T la legătura, dacă vă aduceți aminte, pentru somn, dar la un textil special pentru somn, la un fir special pentru somn. Și am rezolvat prima legătură de ac. Pentru a suplini acel teu de a ține cât mai departe de firul principal acul, eu mai fac încă o buclă mică în bucla existentă. Este puțin mai greuț. Vom folosi o agrafă nefiind acasă și fiind la magazinul soției, încercând să o protejez pe dânsa, să-i țin locul. Am încercat să pur și simplu să inovez un fel de agrafă dintr-o sârmuliță pe care i-am făcut un vârf puțin îndoit. Da? Un singur nod. Dacă e monofilamentul bun, nu vă fie frică. Întotdeauna monofilamentul, dacă există în două fire, nu se rupe la nod. Da? Într-un singur fir. Atunci se taie foarte rău. Iată să vedem ce am rezolvat. Deci, după cum vedeți, asta este legătura noastră. Aici nu avem ce face, nu face mai departe decât vom pune o bucățică de un ac legat cu o bucățică mică de monofilament mai subțirel, cu un varniș care va intra pe această parte și va sta perfect perpendicular față de firul principal. După cum ne-am propus să facem cu două ace, vom continua și vom mai face odată operațiunea la circa 15 cm de prima legătură. Vom face iarăși o buclă. Îmi cer scuze, mi-este destul de greu să nu folosesc dinții și, după cum știți, mă ajutam foarte mult la nodul în T. Încercăm să strângem, să facem bucla tot așa la 2 cm, după cum vedeți. Vom umecta pur și simplu puțină apă și să urmărim cum se strânge nodul. Am obținut un nod în T de foarte frumos, da? Aceeași chestie eu voi face. Dumneavoastră, dacă doriți să-i puneți varnici ca să stea depărtat, nu e nicio chestie. Eu folosesc chestia asta fiind, v-am spus că este un fir fără memorie, destul de rigid. Acesta va sta în permanență în poziția pe care noi am fixat-o în nodul T, dar îl putem ajuta să fie și puțin și mai rigid prin al doilea nod pe care îl facem pe el. Da. L-am tras pur și simplu prin el, îl umectez puțin, este ideal. Atâta timp cât are puțină umiditate, monofilamentul se strânge foarte bine și nu se subțiază prin strângere, adică nu-și modifică proprietățile. Sper să se vadă. Aceasta este rezerva noastră de forfac. Eu voi lăsa circa 30 de centimetri de la al doilea nod, de la a doua legătură pentru ac. Tăiem. De ce? Pentru că acest fir îl putem folosi acum, îmi cer scuze, acest fir îl putem folosi acum cu plumb fix, da? Cu plumb fix, adică plumbul fix îl vom lega la
distanța pe care o dorim noi de ultimul lac, sau cu plumb culisant, prin aplicarea a două stopere, stânga-dreapta față de plumb, și putem, fiind plumb culisant, pune și al treilea ac pe fund. Dar asta în momentul în care hotărâm ce facem cu această legătură. Pentru prietenii mei, pentru dumneavoastră, am să vă exemplific acum cum ar arăta un astfel de forfac în momentul în care îl vom face și cum va sta cu față de firul principal, când îi va veni timpul să-l folosim. Să caut un ac legat, deja legat. Avem deja un ac legat aici. Este un ac cu fir de păr, dar nu contează. Noi vom face pentru exemplificare acest lucru. Vom căuta o bucățică de varniș. Da, să nu folosim, să vedem cum stă și fără varniș. Că poate nu avem varniș la momentul respectiv. Pur și simplu trecem buclă prin buclă. Puteți face direct legătura pe bucla existentă a firului, dar e bine că poate vreți să schimbați la un moment dat, să schimbați mărimea acului și atunci veți putea desface legătura asta buclă prin buclă. Dacă facem direct, va trebui să tăiem și atunci ia să vedem. Sper să se observe, nu știu unde să pun. Uitați aici. Undeva aici se filmează foarte bine. Deci se vede cât de bine stă depărtat acul față de firul principal. Așa va sta și în apă și dacă va sta în sus, cumva va sta foarte bine. Sper să vă fie de folos. Filmăm de aproximativ 12 minute. Dacă 12 minute m-ați urmărit, mă bucur că v-am putut fi de folos și v-am scos din starea asta de letargie pe care ne cuprinde zi de zi prin faptul că suntem obligați să stăm departe de plăcerile noastre și mai ales mulți dintre noi blocați în casă. În continuare, vă rog mult de tot să fim cerebral cu toții, să încercăm să ne umplem ziua cu orice. Putem face orice, de la a ne certa cu câinele până la a lua la mână toate sculele zi de zi și de a le lustrui și de a le a face noi monturi și de a face orice putem face noi personal să treacă timpul constructiv pentru noi și pentru familia noastră. Dacă într-o zi, deci a durat, bine, aici a fost exemplificat, o chestie de asta o facem în 2-3 minute, dacă facem 20 de chestii de asta, într-o zi avem 40 de minute care ne distrag atenția de la problemele astea nenorocite. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, eu sunt alături de dumneavoastră, întotdeauna voi fi alături de dumneavoastră. Sperăm că și în zilele următoare să vin cu ceva care să vă poată ajuta să vă ocupați timpul cu plăcere. Nu disperăm. Noi am putut să așteptăm cât un peștișor și 12 ore, da? Deci putem aștepta să treacă și nenorocitul ăsta de virus. Ne protejăm în continuare, ne protejăm familia, ne vedem cu bine. De la Vălenii de Munte, 1 aprilie 2020, Florin Pescaru Nebun vă salută, la bună vedere!